Bună ziua, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de astăzi de a participa la o conferință de presă, pentru că noi să anunțăm oficial, deși foarte mult dintre dumneavoastră cred că știți deja, candidatul nostru pentru funcția de primar al municipiului Slobozia. Lucrăm de foarte mult timp în ceea ce înseamnă activitate politică și analiză politică. Am făcut în decursul fiecărui an măsurători și am încercat de fiecare dată să vedem ce vor cetățenii din Slobozia, ce a lipsit până acum și ce trebuie să facem noi mai bine. În toate măsurătorile pe care le-am făcut, n-am măsurat doar intenția de vot, dar și preocupările pe care le-au cetățenii din Slobozia și care sunt principalele probleme ale municipiului nostru, reședință de județ. Știți, nu este un secret, am avut două variante de candidat la funcția de primar al municipiului Slobozia. Bine, am avut mai multe, două au rămas spre final. Alexandru Coto și colegul nostru Adrian Moșoriu. Am măsurat, am făcut sondaj între ei, ambii stau foarte bine, dar cel mai bine plasat este Alexandru, iar Adi Moșoriu a venit lângă noi în echipă, îl susține necondiționat pe Alexandru și vom merge împreună în ceea ce înseamnă câștigarea bătăliei de pe 9 iunie. Astăzi, lângă noi, sunt foarte mulți prieteni de-ai noștri, foarte mulți prieteni de-ai mei, de-al lui Ștefan, de-al lui Alexandru. Sunt oameni care au înțeles că singura soluție pentru municipiul Slobozia este Alexandru Potru. Eu aș vrea să avem o intervenție foarte scurtă fiecare dintre noi și după aceea să vă răspundem la întrebări, cred că ăsta e cel mai bun lucru și cred că asta așteptați dumneavoastră de la noi. Alexandru, câteva cuvinte și după aceea o să așteptăm întrebările la noi. Dragi prieteni, bună ziua! Mă bucur că suntem astăzi aici pentru acest moment oficial de lansarea candidaturii. Vreau să le mulțumesc colegilor din PSD Slobozia, PSD Ialomița, pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Într-adevăr, este o responsabilitate foarte mare candidatura la primăria municipiului Reșița de Județ. Împreună ne cunoaștem, suntem de mult timp aici, și cei din sală, reprezentanții mass media și cei din partea cealaltă. E clar că obiectivul nostru principal este să avem un oraș mai bun, să avem și un municipiu care răspunde tuturor cerințelor cetățenilor în materie de servicii, în materie de confort, în materie de bunăstare socială. Eu sunt, în primul rând, tată de 3 copii, să spun câteva cuvinte care ar fi despre situația mea personală. Sunt căsătorit cu Andreea de deja 8 ani. Am așa cum sunt 3 copii micuți, dar cresc și vreau să cresc în Slobozia în condiții foarte bune, alături de toți copiii Sloboziei. Sunt absolvent de administrație publică la Academia de Studii Economice din București și am o dublă specializare în zona de servicii de științe juridice. Am lucrat anterior în cadrul Ministerului Agriculturii în calitate de secretar de stat cu responsabilități de gestionarea fondurilor europene și în Ministerul Fondurilor Europene, tot în gestiunea fondurilor. Ministerul Fondurilor Europene, gestiunea fondurilor europene. De 4 ani sunt alături de Marian Pavel, administrator public al județului Ialomița și a fost o experiență deosebită, pentru că am avut prilejul să cunosc o echipă extraordinară în cadrul Consiliului Județean. O echipă cu care am reușit să implementăm proiecte foarte frumoase pentru județul Ialomița, dar foarte multe proiecte frumoase pentru Slobozia. Și aici aș aminti câteva dintre ele, proiectele care sunt pe platforma Spitalului Județean de Urgență, proiectele care au fost făcute pentru clădirile publice din Slobozia, Centrul Cultural Ionel Berlea, o să vorbim poate despre Centrul Militar Județean, dar și școala specială, clădirea de pe strada Răzoare, cea care este locuirea, în care suntem, locația în care suntem chiar astăzi. Un proiect care este foarte drag, care a fost făcut de la Consiliul Județean și este dedicat locuitorilor din Slobozia, este proiectul de reabilitare a multor instituții de învățământ, că vorbim de școala 2, școala 3, grădinița Piticot, grădinița Umbrava Minunată, Liceul de Matematică Fizică, Colegiul Național Mihai Viteazul, Liceul de Arte și CUZA. Este un proiect foarte ambițios pentru care am obținut finanțare. Chiar aseară am avut o întâlnire cu reprezentanții ADRS-ul Muntenia, în care s-a confirmat că avem finanțarea pregătită pentru toate aceste instituții. Practic e un pachet extrem de important de intervenții, de investiții care vor schimba pe partea aceasta de educație mult în Slobozia. Deci iată 3 domenii în care am intervenit din poziția pe care am ocupat-o la Consiliul Județean,
dar în favoarea cetățenilor din Slobozia. Aceasta este o carte de vizită pe care aș vrea să o fac cunoscută tuturor cetățenilor și să vă spun că vreau să continui în această direcție cu proiecte pe care nu am putut să le realizez fiind administrator public al județului. Vreau să continui cu proiecte pe care trebuie să le fac din poziția de primar și pentru acest lucru vreau să vă rog să-mi acordați votul în 9 iunie, atât mie, dar și echipei care s-a consolidat în cadrul PSD Slobozia. Pentru că am ajuns la echipă și vreau să-mi permite să fiu doar un pic mai lung, domnule președinte, decât ați sugerat. Vreau să mulțumesc tuturor celor care se alătură echipei PSD Slobozia și avem astăzi alături de noi pe doamna Ani Roșu, reprezentantă a Partidului Pensionarilor Uniți, care a semnat deja un protocol de colaborare cu domnul președinte Ștefan Țintă prezent, practic aducând alături de noi această categorie socială foarte importantă, care a lucrat pentru România și care merită tot respectul nostru, ne străduim în acest protocol să aducem în Consiliul reprezentant al pensionarul și mulțumesc mult doamnei Ani Roșu că este alături de noi. De asemenea, vreau și eu să-i mulțumesc lui Adi Moceliu pentru susținerea pe care mi-o acordă. Am avut discuții de-a lungul ultimelor perioade de timp foarte consistente cu Adi. Adi vrea să vină în echipă alături de mine și îi mulțumesc foarte mult pentru acest gest altruist. Are o capacitate administrativă, eu zic, dovedită, pentru că proiectele care se întâmplă astăzi în Slobozia, care sunt implementate de actuala administrație, de fapt sunt toate proiecte marca PSD, marca Adi Moceniu. Practic, ele sunt implementate, dar au fost câștigate, au fost puse în prima fază de roate de Adi. Îi mulțumesc mult pentru toată susținerea și poate dacă va dori să ia și cuvântul. De asemenea, insist încă o dată să mulțumesc președintelui Pavel pentru că... Să fiu ultim. Cu voia ta mai fiindcă o persoană care voi mulțumi, ca să ieșiți mulți colegi prezenți, președintele Pavel, pentru prilejul că facem o echipă atât de bună la Consiliul Județean și vreau să spun că această echipă va continua și după 9 iunie împreună Consiliul Județean și Primăria Municipiului și Ședință de Județ să genereze proiecte importante, proiecte valoroase pentru Slobozia. Este clar că avem nevoie de resurse financiare și sper ca domnul președinte să confirme, chiar și cu ocazia acestei conferințe de presă, faptul că la nivelul Consiliului Județean va fi atenție pentru Slobozia și vor fi resurse importante dedicate municipiului nostru. Parteneriatul nostru va continua așa cum am spus, pentru că avem încă multe lucruri de făcut. Și ultima persoană care vreau să-i mulțumesc, deși sunt mulți alții care aș vrea să le adresez gratitudinea mea, este Ștefan Țintă, președintele organizației PSD Slobozia, care este un partener, un prieten, un om politic dedicat, cu care vom face, în mod sigur, o echipă foarte bună în Consiliul Local. Și asta este un obiectiv foarte important pentru noi, pentru că, în afara funcției de primar al municipiului Slobozia, este clar că trebuie să avem și în Consiliul Local un număr foarte important de consilieri. Consilieri care să sprijine toate obiectivele pe care conducerea executivă, primăria și le asumă, să fie un adevărat susținător Consiliul Local al proiectelor de viitor în perioada 2024-2028, așa cum noi, consilieri PSD, am făcut deja acest lucru și asta e poate o chestiune de mândrie pentru noi, în calitate de consilier, că nu a fost niciun proiect care să vină în propunere la Consiliul Local fără să-l susținem, atâta vreme cât el a avut un dram de rezonabilitate sau a fost în favoarea cetățenilor din municipiul Slobozia. Și mulțumesc, Alex! Presei vreau să mulțumesc tuturor pentru faptul că reflectați activitatea noastră, că ne atenționați atunci când greșim și bineînțeles că sunt sigur că vom avea o cooperare foarte bună astăzi. Bun. Întrebări? Da. În primul rând, felicitări domnului Cotor. Aș vrea să ne explice ce va face diferit de data aceasta în campania electorală prin comparație cu prima cursă electorală în care a fost implicat. Ok. Dacă poate să spună ce face în campanie. Că directorul, exact. Directorul de campanie la Slobozia este Ștefan Țintă. El se ocupă de campanie. Potor este candidat și va face treaba de care. Ștefan? Da, bună ziua, vă salut și eu. Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. În primul rând, în calitatea mea de președinte organizației PSD Slobozia, trebuie să vă spun că Alexandru a fost votat în unanimitate de toți membrii organizației Slobozia. Am avut pe parcursul celor ultimelor două săptămâni adunări generale în toate cele 31 de organizații ale Slobozii. Un număr așa de oameni cu este întâlnit. Peste 1000 de oameni au fost în acest sediu în ultimele două săptămâni. Am stat cu toți membrii noștri, le-am explicat care sunt soluțiile pe care Alexandru și echipa care va conduce Slobozia, cu siguranță în următorii 4 ani, le are pentru
Slobozia și cred că ăsta este cel mai important mesaj. Câți membri are organizația municipală? Astăzi are 1200 de membri, 200 de membri s-au alăturat organizației noastre în ultimele 3-4 luni. Vă mai aduceți aminte câte voturi a obținut domnul Cotor în campania din 2020? 4.800. Aproape 5.000 de voturi. Întrebare, ce veți face pentru ca până la alegerile din 9 iunie să măriți numărul celor prezenți la vot? Că ăsta nu este un număr care să vă onoreze. O să participați la asta. Am înțeles, da. O să-i convingem pe oameni pentru că Alexandru și PSD Slobozia are soluțiile necesare orașului pentru a ieși din situația în care se află astăzi. Evident, o situație nefavorabilă comunității noastre. Sunteți președintele organizației municipale și închei, ca să lasă pe colegi, de ceva timp, dar sunteți activ în PSD de mulți ani. Îl văd alături de dumneavoastră și pe Marian V-am și uitat numele Bălan, și întrebarea mea este pentru toți. Între două campanii electorale mai faceți și politică? Sau? Eu nu mi-am gândit că în mandatul ăsta să fie avut o conferință de presă. Da, conferință de presă, nu știu dacă am făcut politică, cu siguranță am făcut. Așa cum a spus Alexandru, ne-am asigurat că actuala conducere a orașului are tot susținerea Consiliului Local pentru a implementa proiectele lăsate de vechi administrație, proiecte care, din păcate, nu au fost implementate cu succes. Nu sunt genul de om care să facă politică prin țipete. Îmi place să fac lucrurile cu cap, în liniște, astfel încât să asigurăm o conduită normală. O să vă dau și eu un răspuns la lucrul ăsta. N-am făcut conferință de presă, dar nici eu, nici Alexandru, n-am refuzat nici pe niciunul dintre dumneavoastră în ceea ce înseamnă interviuri, prezențe și așa mai departe. Este într-adevăr un mod oficial de a face lucrul ăsta, dar de fiecare dată ne-am întâlnit la tot felul de evenimente administrative pe care le-am avut. Am fost prezent în studioul dumneavoastră și cred că am fost prezent la fiecare dintre dumneavoastră care ne-ați solicitat pe fiecare dintre noi. Am lucrat foarte mult pe ceea ce înseamnă analiză. Ar trebui să facem o analiză de ce am pierdut acum 4 ani și cred că știți cu toții de ce am pierdut. În momentul în care am candidat separat pe bazinul nostru, dacă faceți o analiză, Dragoș a luat 4.906 voturi, iar noi împreună avem 8.000 de voturi, 8.000 și ceva de voturi. Nu vă spun faptul că avem sondaje recente, pot să vă dau doar o cifră, Slobozia, în momentul de față, PSD are cu 4 în față și mult vorbesc de partid. Și ceea ce ne dorim noi este ca al nostru candidat să fie în scorul partidului. Este astăzi, în toate sondajele noastre, primul în preferințele electoratului din Slobozia. Din 2000, cât v-ați propus? 9.000. Okay. Ăsta e targetul pe care îl are organizația PSD Slobozia, transmis de către biroul politic al județului, la fiecare localitate din Ialomița are un target de număr de voturi, nu de procent, de număr de voturi pe care trebuie să-l facă. Cum arată ăsta și voturi pentru celelalte localități ale județului Ialomița și dacă au fost primate la alte partide? Mai zi-mi o dată, câți? Cum arată lista de candidați, dacă aveți candidați și pentru celelalte localități și dacă ați luat sau au venit la PSD primari de la alte localități? Da, au venit și vor veni în continuare. Cine? Vă pot da acum câteva nume. Nelu Drăgușin, primarul de la Pupa, candidat de la Gheorghe Lazar. Gabriela Zaharia, candidat de la Pupa, candidat la PSD. Gabriela Zaharia, primar al de va candidat de la PSD. Domnul Trifu, va candidat de la PSD. Domnul Sava de la Urziceni, va candidat de la PSD. Domnul Trâmbițașu va candida de la PSD. Domnul prefect este directorul de campanie. Primarul de la Maia va candida, primărița de la Săveni. Și vă mai spun pe parcurs... Suntem, nu vă spun faptul că am avut o discuție cu doamna primar și avem în continuare discuții. Eu nu fac și noi nu facem nimic din ceea ce înseamnă racolare de primar. Dar ce i-ați promis primarului de la Urziceni, de la Scondin, să se facă din Gabriel Roșu? Păi nu, noi ne-am promis mine, deci trebuie dat afară de-un partid. Da. Din celor... Era liber de contract. L-am luat gratis. Eu vă spun că în momentul de față, foarte mulți liberali și președinți din fostul Partid Liberal sunt lângă noi și îl susțin pe Alexandru Pot. Da? Pot să vă spun că eu cred că majoritatea președinților PNL din ultima perioadă, dar și domnul Gigi Petre în spate și Marian Coinaru susține pe Alexandru Potor, eu am susținerea totală a doamnei Maria Petre și așa mai departe. Pot adresa și eu o întrebare? Da.
Aveți vreun sondaj privind potențiala prezență la vot? Credeți că la alegerile din acest an prezența va fi mult mai mare? Și de asemenea, cum poate influența o prezență mai mare sau mai mică votul tuturor partidelor? Avem un sondaj pe ceea ce înseamnă prezența la vot. Cu siguranță prezența va fi mai mare decât în 2020, când am fost într-o zonă, într-o perioadă de COVID, foarte mulți pensionari, oameni în vârstă, oameni expuși, n-au ieșit în casă. Astăzi lucrurile stau diferit. Prezența în Slobozia va fi undeva la 40-43%. Din ce avem noi. Candidatul la Consiliul Județean. Da. Cum stați în sondaj? Eu sau partidul? Dumneavoastră. Și în ce față? Mai bine ca partid? Acolo, scorul partidului. Dar ce credeți? Veți putea avea un contracandidat rezultabil, așa? Da, îl știți? Ați auzit cine va fi contracandidatul dumneavoastră la CGI? Principalul contracandidat de la PNL, sincer, astăzi nu știu, probabil că nu s-au desemnat, n-am văzut. PNL e un mare principal, aia. Și toți colegii noștri sunt la fel de principal, că sunt toți la eu îmi pot să văd de campania mea, o să fac ceea ce am făcut de fiecare dată, eu discut cu electoratul și cu dumneavoastră, ceilalți că presupun că fac la fel, nu suntem... Credeți că vă avantajează așa cum i-a avantajat pe toți ceilalți în 34 de ani faptul că sunteți în exercițiul funcțiunii la momentul la care se pornește campania sau pre-campania electorală? Da, și doamna Ghilea, vă recomand și știți foarte bine lucrul ăsta și invit pe toți colegii din presă să vă uitați pe toate echilibrările bugetare pe care le-a făcut președintele Pavel împreună cu Consiliul Județean în ultimii 4 ani. Și dacă puteți dumneavoastră de acolo să deduceți culoarea politică a vreunui primar, să-mi spuneți. Deci relația mea de colaborare cu fiecare primar din Ialomița a fost una... Eu mă refer la logistică, în primul rând. Că e posibil ca domnul Fotor, în pre-campanie și în campanie, să spună, domnule, primarul care este, se folosește de mașină, de șofer, de imprimantă, de salariați, ca să facă... Nu cred că o să spună, nu o să spună lucrul ăsta în campanie electorală. Domnul Fotor, trebuie să răspunde atacurilor, dacă pot fi din partea lui Dragoș. E o chestiune pe care am susținut-o de-a lungul timpului. Eu îmi doresc o dezbatere de idei. Îmi doresc să fie o civilizație, să spunem, adresările de întrebări sau de interpelări între părțile care sunt implicate în campania electorală. Nu-mi doresc să fie atacuri. Am văzut că, într-adevăr, există o serie de lor de poziție. A zis că, de asemenea, nu răspund la chestiunea acestea pentru că mi se pare că ne descalificăm încercând să murdărim niște lucruri care țin de evidență. Faptul că fiecare dintre noi am încercat să ne facem treaba acolo unde am fost și am spus că, în dreptul meu, vorbesc niște lucruri întâmplate la Consiliul Județean. Am obținut un grad de absorpție de fonduri europene 98,2%. Aceasta este cartea mea de vizită. Nu trebuie să atac pe nimeni, nu trebuie să vorbesc urât, nu trebuie să încerc să denaturez competiția electorală. Vreau să vorbesc despre proiectele pe care le-am făcut în interesul Slobozii și le susțin alături de Consiliul Județean și vreau să vorbesc despre proiectele viitoare pentru toate problemele pe care le are Slobozia, proiecte care nu sunt realizate, nu sunt finalizate. Apropo de subiectul ăsta, admitem cu toții că în 2020 s-a câștigat la o diferență foarte mică de voturi, s-a câștigat și pe o serie de promisiuni care nu s-au realizat. Din păcate, și promisiunile astea au însemnat, poate că asfaltarea în Slobozia Nouă, în Zimbora, au însemnat finalizarea proiectului Vieții Revoluției, creșterea calității apei și așa mai departe. Toate aceste lucruri nu s-au întâmplat. În 4 ani suntem tot în același loc. Ăsta este, până la urmă, lucrul care trebuie să fie comparat. Ce am făcut la Consiliul Județean, într-o echipă și cum am creat o echipă cu oamenii din Consiliul Zân. Și vreau să insist pe subiectul ăsta. Eu îmi propun să fac echipă cu toți colegii din Primăria Slobozia. La Consiliul Zân, doamne ferește, nu s-a pus problema să schimbăm pe cineva. Cei care au fost acolo au venit să nu plecă. Că a plecat cineva, asta mai poate s-a întâmplat. Dar același lucru vreau să întâmplă și în Primăria Slobozia. Absolut convins că în Primăria Slobozia sunt oameni dedicați, buni experți, care au nevoie să lucreze cu un lider, împreună să lucreze. Ăsta este stilul de lucru pe care o să o eficientizați, ziceți, activitatea primăriei Slobozia Căsoare, când a fost în campanie, ne-a promis că va reduce numărul, ceea ce deci, era de aplaudat. Chestiunile acestea legate de dat oamenii afară, de a lega oameni pe poziții politice, nu cred că sunt... Nu ăsta este scopul discuției. Important este ca oamenii care sunt în interior să muncească la adevărata capacitate, la potențialul pe care îl au. Și vreau să spun că am avut, repet,
Mulțumesc mult colegilor din Consiliu, este o surpriză extrem de plăcută că am reușit să ne coagulăm ca o echipă. Același lucru se poate întâmpla și la primăria Slobozia. Nu eficientizarea înseamnă să dai de-a palma oameni de afară. Eficientizarea înseamnă să știi cu ce să mănâncă administrația, să fii alături de echipă, să explici dacă se blochează ceva, să oferi soluții, să te consulți cu colegii. Asta înseamnă eficiență în administrație publică. Restul înseamnă doar bla bla, povești, cum o să ameninți pe unul sau pe altul, că o să-l dau afară sau o să fac nu știu ce alte nenorociri. Nu ăsta este tipul de administrație pe care vreau să-l fac eu. Administrația pe care o văd este cea legată de management de proiecte, de respect, de civilizație în interiorul instituțiilor. Asta este soluția pe care am implementat-o împreună cu Marian, Pavel și cu ceilalți colegi la Consiliul Central. Puteți să ne spuneți ce nu vă place acum la Slobozia și ați dorit să schimbați? Astea sunt ok. Da, păi era înainte și ce după ai de aș vrea să știu, în primul rând, dacă listele de candidați, atât în Consiliul Local cât și județean, sunt gata și dacă s-a schimbat ceva pe listele respective și câte primării v-ați propus să câștigați în turul acesta de alegeri? Vă dați seama că intri într-o bătălie încercând să câștigi cât mai mult. Sunt localități pe care sigur nu o să le câștigăm pentru că au primari foarte buni de la alte partide și o să avem candidat în toate localitățile din ea. Tot avem candidați în toate localitățile. O să ne propunem să câștigăm cât mai multe localități. Anul trecut ne-am propus să câștig, acum 4 ani, am zis că o să câștigăm 45 și am câștigat 40, domn prefect. Și anul ăsta ne propunem să câștigăm 50 de primării. Să vedem câte vom câștiga. Și listele de candidați? Listele de candidați în toate localitățile sunt definite, în ceea ce înseamnă lista de la Consiliul Municipal, domnul președinte țintă și cu domnul candidat și cu colegii noștri parteneri, toți vor discuta împreună. Este aproape, nu? Nu, încă nu. Sunt discuții, cu siguranță vom mai avea reprezentare cu toate segmentele de vârstă. Asta pot să spun cu siguranță la în acest moment. Mă așteptați cu lista, că poate mai vin și din alte partide. Au venit. Și atunci care au vrut să vină din alte partide, trebuie să Slobozia, au venit deja. Așa, ați închis sau mai? Nu, n-am închis, am spus că nu este gata, încă lucrăm. Alte partide. Sunt discuții între organizații, pentru mine este foarte, foarte important să am un vot al organizației. Am o prietenă din București care am o prietenă din București care o cheamă Simona Butacu și avem cunoștințe comune. Și mă sună la un moment dat și îmi spune: "Bă, cineva vrea să stea de vorbă cu tine?" Da, vrea cealaltă, dar vrea să stea de vorbă cu tine. Este o fată din oraș, Mihaela Stoica, și vrea să vină lângă noi. A activat. Nu, a venit la PSD și vine la PSD. Mi-a recomandat-o, v-am spus. O cunoștință din București, Simona Butacu, m-a sunat și mi-a spus că secretarul general al PMP, ziceți dumneavoastră. Nu, fostul consilier local PNL. PNL. De la International Service. Noi nu știm de ok. Și v-am spus, și mai sunt oameni care vin lângă noi. Și consilieri județeni din PNL vin la dumneavoastră? Nu, n-am discutat până acum pe subiectul ăsta. Aș vrea să ne spuneți de ce domnul Sava la Urziceni? Adică se știe destul de bine că e o personalitate politică destul de controversată din multe puncte de vedere. Pentru că noi nu desemnăm noi candidați într-o localitate. Întrebăm cetățenii să ne spună pe cine îl vor ca și primar în localitatea respectivă. Din toate sondajele pe care le avem, Sava ia peste 50% în Urziceni. Susținut de PSD. Cu toate problemele de imagine. Ce înseamnă probleme de imagine? Sunt pentru noi. Eu cred că democrația este atunci... Problemele de imagine sunt ale lui. Ale lui, nu ale dumneavoastră. Ale candidatului. Da. Cetățenii decid pe cine vor să-și aleagă cap și viitor primar. Deci povestea a fost analizată, să înțeleg. Adică... Domnul director de campanie a făcut toate analizele domnului prefect și decizia la nivel de... Dar este în primul de organizației Urziceni PSD. Exact. Pentru că discutăm din nou de sondaje, ați putea să-mi spuneți dacă, potrivit sondajelor pe care dumneavoastră le-ați făcut, vă suflă în ceafă, ca să zic așa, fiind pe locul 2? Suflă în ceafă, dar nu nouă. Sau cu rândul. Nu, eu aș spune cu sinceritate, nu sunt diplomat. Se află pe locul 2 în sondajele PSD? Îi suflă în frunte următorul lui partid. Nu înceapă. Adică îi suflă în frunte PNL? Nu știu. V-am răspuns ce m-ați întrebat. Am înțeles. Nu, ați răspuns și altul.
am putut, pentru că pe 9 iunie nu sunt doar alegerile locale, ci și europarlamentare, văzându-l aici. O să facem conferință de presă împreună, domnul Mușuiu. Are, domnul Ștefan Mușuiu este candidatul... Este candidatul PSD la europarlamentare. O să vă spun un pic și după aia las pe el. Da, Ștefan Mușuiu, când, de când discutam alegeri pe liste separate, era pe un loc ilicibil. Astăzi, știți dumneavoastră ce s-a întâmplat? Nici asta nu se știe lista, Ștefan. Bună ziua și bine ați venit. Într-adevăr, nu știu locurile pe listă nici ceilalți candidați care se consideră eligibili la acest moment. Întrebările persistă în fiecare dintre ei. În perioada următoare o să fie anunțată lista cu candidații eligibili. Cu siguranță va fi o listă comună PSD-PNL și atunci locurile diferă față de proiectarea inițială. Revenind, deci probabil voi fi pe un loc semi-eligibil, deci nu asta este... asta este cert, este aproape cert această informație. Nu este, nu este obiectivul nostru acum, avem un loc eligibil la europarlamentare. Într-adevăr s-au făcut niște discuții pe regiune și am considerat că susținerea noastră trebuie să meargă în altă parte, dar vom vedea dacă va rămâne așa în continuare. Da, pe regiune am văzut, am văzut în altă parte. Vis-a-vis de candidatura lui Alexandru Potor, revenind la prima întrebare adresată a lui Mădălin, ce va fi diferit în această campanie, eu vă pot spune că Alexandru Potor beneficiază de mai multă notorietate și cu siguranță oamenii văd ce s-a întâmplat în acești 4 ani de zile. Pentru că expertiza pe care o avea și a fost dovedită în acești 4 ani prin activitatea pe care a desfășurat-o la Consiliul Județean și proiectele implementate vor fi cartea lui de vizită, așa cum bine a punctat și el. Și avem și un alt context politic favorabil, de data aceasta, de data aceasta PSD-ului, nu PNL-ului, în care și echipa pro-România este lângă noi. Acum este PSD, este evident. Și din toate analizele pe care le-am făcut, Alexandru Potor este într-o poziție favorabilă. Are expertiză tehnică pe tot ceea ce înseamnă proiecte de la Consiliul Județean Ialomița. Este un om și un prieten foarte bun și un om de o calitate extraordinară. Și cu siguranță oamenii văd lucrurile acum dintr-o altă perspectivă. Asta este diferit față de 2020. Și, după cum vedeți, dreapta la acest moment este divizată în Slobodia și vor avea ei mai mulți candidați pe dreapta decât stânga din 2020. Dincolo de acest aspect, așa cum a menționat și Marian Pavel, nu mai avem un context de pandemie în care un anumit segment de electorat care era favorabil nou a stat în casă și cu siguranță vom obține, ne vom atinge acel target de 9.000 de voturi pentru municipiul Slobozia. Și municipiul Slobozia va avea unul de cei mai buni primari, în opinia mea, pe Alexandru Potor, care este un om cu viziune și foarte pregătit pe ceea ce vrea să facă. Știe de când, din prima zi de când ajunge în primărie, ce are de făcut. Și dincolo de asta vă pot spune că, din multe discuții pe care le-am avut, sunt foarte multe proiecte pe care Slobozia nu le-a accesat, din păcate. Pe PNRR. De exemplu, municipiul Fetești a accesat aproximativ 35 de proiecte, aproape tot ce se putea accesa, Slobozia n-a accesat. Și Alexandru tot timpul a încercat să facă demersuri astfel încât aceste proiecte să fie accesate. N-a reușit din poziția de consilier local. Sunt încă proiecte foarte multe de milioane de euro care pot fi accesate și la acest moment facem discuții în așa fel încât ele să poată fi prinse acum în investițiile municipiului Slobozia, pentru că altfel vor fi pierdute. A contat și neaccesarea acestor fonduri de faptul că Potor deja să cam știa că o să candideze și o să-i contra candidatul primarului? În ce măsură, dacă a contat? Da, a contat. Da. Dacă primarul a ținut cont că vine despre domnul Potor... Nu spuneți că primarul a gândit că o să piardă. N-ați înțeles. Nu, i-a contat decizia. Dacă ar... de a nu atrage fonduri. Decizia lui Alexandru, lui Ștefan și a echipei de consilier local a fost să acceseze mai mult. Da, dar credeți că a contat faptul că Potor urma să-i fie contracandidat și atunci el a zis, stai că astea vin spre Potor și mai bine nu le accesez. Asta am întrebat. Nu pot să mă pronunț eu pe zona asta, pentru că ei au fost implicați în acest... Dar nu este aparajul consiliului local să poată să acceseze fondul. Știți foarte bine, este treaba președintelui sau a primarului. Nu poate să facă consiliul. În mod particular, există câteva situații în care consilierii locali, dar nu o să vreau să dezvolt acum, avem timp.
consilierii locali PSD au propus niște proiecte care nu s-au materializat, erau foarte importante pentru municipiul Slobozia și la momentul potrivit o să vorbim despre ele, pentru că sunt, erau chiar de mare importanță. Pentru domnul deputat, de ce simțiți un rol parlamentare? Nu, o să-ți răspund eu. Este propunerea noastră, organizației PSD Slobozia, PSD Ialomița, iar Ștefan este președintele Comisiei Afaceri Europene din Camera Deputaților și spun că este un președinte foarte bun, adică respectat, lucrează și cu o expertiză foarte, foarte bună, vorbitor de limba engleză, adică da, oricând s-ar putea. Dacă ați reușit timp, pentru că mi-aduc aminte o discuție din toamna și... El a fugit pe câteva chestiuni unde trebuia să candideze, de data asta nu putea să mai fugă. Dar asta îmi trebuie, adică de ce acum vreți la europarlamentare și... La noi e disciplină de partid, în primul partidul două misiune, partidul două misiune, iar nu e o misiune. Oricum e mai frumos la vârstă de părere. E mai frumos la vârstă. Și doamnă, considerați că... Adam? Zici, Ștefan. Am considerat că votul nostru al regiunii, pentru că se fac alegeri pe fiecare regiune, se poate duce către un om cu o expertiză mai mare în această zonă. E vorba de Titus Corlățean. Titus Corlățean, care a fost ministru de externe, europarlamentar, și discuțiile au fost făcute colegial. Și atunci am considerat că el are o expertiză mai mare în zona asta și că el ar fi cel mai potrivit pentru a candida din regiunea noastră pe Sunteți încă tână, aveți timp, peste 4 ani. Absolut. Peste 5 ani, doamnă. Exact. 5. Vedem lucrurile, vedem lucrurile la fel, doamnă. Și peste 10 dice, dacă mai aveți întrebări. Faptul că această coaliție de la internațional va dezavantaja de plan local? În ce sens? Nu. Pe plan local, știți, s-a vorbit foarte mult despre, și o să vreau să și închidem subiectul ăsta, și suntem astăzi la o conferință de presă în care anunțăm și oficial candidatura lui Alexandru Potor la primăria municipiului Slobozia. S-a tot vorbit, s-a tot discutat despre așa zise aranjamente, despre faptul că voi fi susținut eu la CJ cu susținerea mea către actualul primar. Nu facem trocuri de genul ăsta. Noi avem candidații noștri, ei au candidații lor. Electoratul va decide care ofertă este mai bună. Noi credem, sperăm și muncim ca oferta noastră să fie cea mai bună și agreată de electorat. Nu avem nicio chestiune, fiecare își face campania. Alexandru, toată campania asta și eu la fel, voi avea un dialog direct cu cetățenii, nu cu contracandidații mei, n-am ce să... Fiecare trebuie să ducă să-și convingă electoratul în zona lor sau prin stilul lor de a convinge. La Fedeș va rămâne tot domnul Șoncherică candidat? La Fedeș domnul Șoncherică are 70%. La aveți pe Valentin Mora. Imediat. La Fetești, domnul Șoncherică are 70% în toate sondajele de opinie. La Amara, da. Am sondat la Amara 5 colegi care și-au dorit și și-au arătat intenția de a candida pe listele PSD-ului. Și din sondajul nostru, Valentin Mora a ieșit cel mai bine plasat și n-am avut absolut nicio reține, nici eu, nici colegii mei n-au desemnat candidat la Amara și cu siguranță vom câștiga Amara cu Valentin Mora.